Primăria Municipiului Slatina organizează joi 8 aprilie la sediul din strada Mihail Cogălnicianu interviu pentru selecția personalului care își va desfășura activitatea în centrele de vaccinare împotriva COVID-19, respectiv medici care își exercită profesia în condițiile legii. Înscrierea la interviu se va face la sediul instituției până miercuri 7 aprilie. Relații suplimentare se pot obține la telefoanele 0249 439 233, 0249 439 377. Mergând pe principiul că arta este hrană pentru suflet și o formă de exprimare a sentimentelor umane, școala gimnazială George Poboran Slatina își promovează elevii cu dragoste pentru frumos și talent artistic. Lucrările plastice realizate de elevi sub îndrumarea profesorului Marian Stan pot fi urmărite într-o expoziție virtuală postată pe pagina de socializare a școlii. Zeci de salariați din județul Olt, în jur de 30-35 pe lună, își reclamă patronii la Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt. Sesizările sunt legate în principal de neplata salariului, neacordarea concediului de odihnă, neplata orelor suplimentare sau munca la negru. De la începutul anului, la ITM Olt au fost înregistrate peste 110 sesizări. Instituția încurajează pe salariați să-și ceară drepturile, sesizările fiind primite la sediul din Slatina, telefonic, poștă sau e-mail. Un dezastru natural ne poate lua prin surprindere, dar nu trebuie să ne prindă nepregătiți, ne atenționează salvatorii. Aceștia ne învață că este important să ne păstrăm calmul și să urmăm câteva reguli simple, indiferent unde ne aflăm. Pentru a ști cum ne putem proteja în cazul în care un cutremur ne surprinde într-un centru comercial, IGSU a postat pe pagina de socializare un clip informativ în cadrul campaniei naționale Nu tremur la cutremur. Mâine, 6 aprilie, de ziua sportului, angajații unităților subordonate Ministerului Tineretului și Sportului au zi liberă, conform contractului colectiv de muncă. Anul acesta, sindicaliștii vor marca evenimentul printr-un meeting de protest la Ministerul de Resort, organizat între orele 12 și 13.30. Nemulțumirile sunt legate de posturi blocate, drepturi încălcate, condiții improprii de muncă și de pregătire, inechități, bugete fără criterii, măsuri discreționare, tăiere ale premierilor pentru sportivi, antrenori și personal auxiliar.